leul moldovenesc se depreciază în raport cu dolarul american, moneda euro și leul românesc, hrivna ucraineană și rubla rusească rămân neschimbate. Astfel, pentru 19 septembrie, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 19 lei și 38 de bani pentru un dolar, cu un ban mai mult decât vineri. Moneda euro crește cu un ban și va costa 19 lei și 35 de bani. Hrivna ucraineană o să valoreze 52 de bani. Leul românesc se apreciază cu un ban și va costa 3 lei și 93 de bani. Rubla rusească rămâne aceeași, 32 de bani.